5 proprietari din Brănișca vor fi expropriați pentru reabilitarea liniei ferate de mare viteză Simeria-Curtici. În 31 ianuarie 2024 a fost emisă decizia de expropriere în cadrul proiectului de utilitate publică de interes național reabilitarea liniei CF frontieră Curtici-Simeria. Această inițiativă, parte componentă a coridorului 4 pan-european, urmărește modernizarea infrastructurii feroviare pentru a permite circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 de km pe oră. Proiectul este împărțit în două tronsoane importante: tronsonul 2 între kilometrii 614 și Gura Sada și tronsonul 3 între Gura Sada și Simeria. Această reabilitare este esențială pentru îmbunătățirea conectivității între regiuni și pentru creșterea eficienței transportului feroviar în zonă. O altă etapă în implementarea acestui proiect a fost realizată prin decizia de numire a Comisiei de Verificare a Dreptului de Proprietate Privată la nivelul UAT Comuna Brănișca. Această comisie se va asigura că drepturile de proprietate privată sunt respectate în timpul procesului de expropriere și că toți cei afectați beneficiază de compensații corecte conform legii. Reabilitarea acestei linii feroviare nu numai că va contribui la dezvoltarea economică a regiunii, dar va aduce și beneficii semnificative în ceea ce privește mobilitatea și accesibilitatea pentru locuitorii din zonă. De asemenea, este de așteptat să sporească eficiența transportului de mărfuri și pasageri pe această rută vitală din rețeaua feroviară europeană.